Vom deschide în această dimineață Sfânta Carte, Sfânta Scriptură, la pagina 1128, la a doua epistolă a lui Pavel către Corinteni. Vom citi din primul capitol primele 11 versete. Aici vom vedea, este vorba despre rolul suferințelor, dar și despre implicarea lui Dumnezeu în suferințele noastre. Avem așadar un Dumnezeu care se implică și care este aproape de credincioșii Lui, chiar și în împrejurările cele mai delicate. A doua epistolă a lui Pavel către Corinteni, capitolul 1, 1128, citim începând cu versetul 1. Pavel, apostol al lui Iisus Hristos, prin voia lui Dumnezeu și fratele Timotei, către biserica lui Dumnezeu care este în Corint și către toți sfinții care sunt în toată Ahaia. Har și pace vouă de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Părintele îndurărilor și Dumnezeul oricărei mângăieri, care ne mângâie în toate necazurile noastre, pentru ca prin mângăierea cu care noi înșine suntem mângăiați de Dumnezeu să putem mângâia pe cei ce se află în vreun necaz. Căci după cum avem parte din belșug de suferințele lui Hristos, tot așa, prin Hristos avem parte din belșug și de mângăiere. Așa că, dacă suntem în necaz, suntem pentru mângâierea și mântuirea voastră. Dacă suntem mângâiați, suntem pentru mângâierea voastră, care se arată prin faptul că răbdați aceleași suferințe ca și noi. Și nădejdea noastră pentru voi este neclintită, pentru că știm că dacă aveți parte de suferințe, aveți parte și de mângâiere. În adevăr, fraților, nu voim să vă lăsăm în necunoștință despre necazul care ne-a lovit în Asia, de care am fost apăsați peste măsură de mult, mai presus de puterile noastre, așa că nici nu mai trăgeam nădejde de viață. Ba încă ne spunea gândul că trebuie să murim, pentru ca să ne punem încrederea nu noi înșine, ci în Dumnezeu care învie morții. El ne-a izbăvit și ne izbăvește dintr-o astfel de moarte și avem nădejde că ne va izbăvi încă. Voi înșivă ne veți ajuta cu rugăciunile voastre, pentru ca binefacerea făcută nouă prin rugăciunile multora să fie pentru mulți un prilej de mulțumiri lui Dumnezeu pentru noi. Amin. Aș vrea să plecăm capetele și să-mi îngădui să mă rog înainte de a predica. Tatăl nostru din ceruri, îți mulțumim frumos că ne-ai mai dat o zi de viață. Mulțumim pentru ziua aceasta de 11 august, cu care ai binecuvântat trupul, sufletul, dar și Duhul nostru. Stăm în fața cuvântului Tău care este viu și lucrător. Cuvânt care este inspirat de Duhul Tău, cuvânt care este adevărat. Doamne, fă-L folositor sufletelor noastre. Ești Cel ce știi să ne întărești, ești Cel ce știi să aduci mângâiere necas, ești Cel ce știi să ridici, Doamne, starea omului împovărat. De aceea Te rugăm, Doamne, în această zi, lucrează în mijlocul adunării Tale, Doamne. Tu ești Cel ce poți să-ți înviorezi poporul. Ești Cel ce poți, Doamne, să Te atingi de cel bolnav. De cea bolnavă, Doamne, de oamenii care suferă, Doamne, într-un fel sau altul. Te rugăm, folosește tema mesajului din această zi spre întărirea noastră, Doamne, spre încurajarea noastră. Avem nevoie, Doamne, să fim încurajați. De aceea cerem inspirație și lumină, Doamne, de la Tine din cer, depinde de Tine în toate lucrurile. Binecuvântăm numele Tău cel mare. Te slăvim pe Tine și Te lăudăm pe Tine, Domnul nostru și Dumnezeul nostru. În numele Domnului Iisus Hristos m-am rugat, Tată din ceruri, și îți mulțumesc că m-ai ascultat. Amin. Vă invit cu respect să vă reașezați. Dragii mei frați, surori și prieteni, oamenii lui Dumnezeu prețuiți, apreciați și iubiți, începând de astăzi, cu voia bună a lui Dumnezeu, vom demara în biserica locală un nou ciclu de predici
de data aceasta din cea de-a doua epistolă către Corinteni, după ce o perioadă de aproximativ 7 luni de zile am poposit cu biserica din loc în prima epistolă către Corinteni, studiind epistola aceasta, cu voia bună așadar a lui Dumnezeu, începând de astăzi, vom intra în cea de-a doua epistolă către Corinteni, într-un ciclu de predici ce le-am intitulat Lucrătorul și lucrarea. Lucrătorul și lucrarea. Este vorba despre lucrătorul creștin și despre lucrarea creștină. Câteva lucruri introductive aș vrea să vă prezint la începutul acestui nou ciclu de predici despre lumea Corintului din vremea respectivă, dar și despre cadrul în care a fost scrisă epistola aceasta la care ne referim în perioada care urmează și care ne stă înainte. Corintul, dați-mi voie să vă aduc aminte, era al 4-lea oraș ca mărime din Imperiul Roman. După Roma, Alexandria și Antiohia. Suprafața orașului Corint la vremea respectivă era de 850 de kilometri pătrați. O suprafață care nu era mică. Dimpotrivă, este vorba despre un oraș însemnat ca suprafață. Istoria confirmă faptul că orașul acesta, orașul Corint, a fost distrus inițial în anul 146 înainte de Hristos din cauza unei revolte a oamenilor din Corint împotriva Imperiului Roman. El, orașul Corint, a fost reconstruit mai târziu, la aproximativ 100 de ani, în anul 46 înainte de Hristos, în perioada lui Iulius Cezar, și a fost repopulat cu sclavi aduși din Italia. Corintul, trebuie să știm faptul că era un centru comercial foarte, foarte aglomerat. În Corint era un amestec de greci, de vest-europeni, de sirieni, de asiatici, de egipteni, dar în Corint existau și evrei. În vremea respectivă, oamenii din lumea Corintului au început să construiască nave maritime, deoarece aveau nevoie de ele. Corintul avea 2 porturi foarte strategice și foarte importante, unul la Marea Adriatică, iar celălalt la Marea Egee. Și din cauza aceasta, cred, sau datorită acestui fapt, oamenii din lumea Corintului s-au gândit că este necesar să investească în așa ceva și să construiască acele nave maritime recunoscute la vremea respectivă. De asemenea, istoria confirmă faptul că în Corint se investea în ceramică și în bronz. Se produceau lucruri din ceramică și din bronz care ulterior erau comercializate la prețuri destul de frumoase. Totodată, pe lângă faptul acesta că lumea Corintului era în floare în ce privea comerțul zilelor respective, mai era un aspect foarte interesant în lumea de atunci a oamenilor din orașul Corint. Era o lume foarte depravată și foarte imorală. Păcatele de ordin sexual erau la ordinea zilei în Corint. Era încurajată depravarea, era încurajată destrăbălarea, era încurajată imoralitatea. Aproape că dacă erai altfel, erai considerat că ceva s-a întâmplat cu tine, că nu ești în ton cu lumea normală a vremii. Măcar că ei trăiau într-o anormalitate de nedescris. Să trăiești în adulter și să fii apreciat, să ți se spună bun venit în vremea respectivă. Într-un astfel de cadru, Sfântul Apostol Pavel scrie cele 2 epistole corintenilor.
Și dați-mi voie să vă spun, cea de-a doua de care ne vom ocupa în perioada aceasta care urmează este cea mai autobiografică epistolă scrisă de Apostolul Pavel, în care Pavel își deschide inima lui mai mult ca în oricare altă epistolă. Și le vorbește celor din Corint foarte clar, pe alocuri foarte direct, foarte specific. Epistola aceasta scoate la lumină, foarte interesant, tensiunile dintre Pavel și unii dintre corinteni. Apropo, vă vine să credeți că și Apostolul Pavel a fost ponegrit? A fost vorbit de rău? A fost lovit de frații lui de credință? Frații din biserica din Corint? De asemenea, în epistola aceasta, Sfântul Apostol Pavel își propune să sublinieze privilegiile, dar și presiunile slujirii la care este supus slujitorul creștin. În epistola aceasta, Sfântul Pavel face referință nu odată, de mai multe ori, la suferință, la necazuri, la încercări, de asemenea, la natura slujirii creștine, la lucrarea de evangelizare, de ajutorare, de dărnicie. În linii mari, epistola aceasta explică lucrarea creștină și pe slujitorul creștin. De aceea am și găsit de bine să intitulăm ciclul acesta de mesaje biblice: lucrătorul și lucrarea. În lucrarea lui Dumnezeu sunt privilegii, dar, ne învață cuvântul lui Dumnezeu prin Sfântul Pavel, există și piedici, și presiuni, și obstacole. În textul nostru de astăzi, primul din această epistolă, Pavel își propune să abordeze următoarea temă care este foarte importantă, dar și foarte interesantă, și anume binecuvântările suferinței. Este oare, frați și surori, prieteni ai Evangheliei, este oare suferința o binecuvântare? Este oare suferința în viața credincioșilor folositoare? Știți că suferința întotdeauna a fost privită de om ca o problemă. Fie că este vorba de o boală, fie că este vorba de un necaz, fie că a fost vorba de un accident, de o ispită, fie că este vorba de un abuz sau inclusiv de moarte, indiferent de tipul suferinței, omul întotdeauna în cursul istoriei s-a întrebat: de ce eu? De ce trebuie să sufăr? De ce trebuie să trec prin necaz? De ce am parte de încercare? Fiindcă omul adesea nu înțelege rolul suferinței și planul ce l-are Dumnezeu cu el când trece prin suferință. Dați-mi voi să reafirm, tema pasajului nostru de astăzi este aceasta: binecuvântările suferinței. Binecuvântările suferinței. Ne vom uita astăzi la partea bună, sau dacă îmi permiteți, la partea frumoasă a suferinței. Este oare suferința folositoare? Știți cum este descris Dumnezeul nostru în textul biblic de astăzi? Mai întâi este descris ca tatăl îndurării, sau dacă vreți, părintele îndurării. Dar tot textul nostru de astăzi îl descrie pe Dumnezeu ca Dumnezeul tuturor mângăierilor. Cuvântul îndurare din textul nostru de astăzi se referă la a avea compasiune față de altcineva. Înseamnă să te uiți la oameni aflați în nevoie și să simți milă, sau dacă vreți, compasiune pentru ei. Apoi, cuvântul mângâiere din textul de astăzi înseamnă să fii alături de cineva, să oferi susținerea acelei persoane, să-i oferi sprijin dacă are nevoie, să consolezi persoana respectivă și să o încurajezi pentru a merge mai departe. Și atunci se pune următoarea întrebare:
Dumnezeu care este Dumnezeul îndurărilor și Dumnezeul tuturor mângăierilor, acest Dumnezeu iubitor, acest Dumnezeu îndurător, acest Dumnezeu plin de compasiune și care ne cunoaște nevoile, de ce îngăduie El suferința în viața oamenilor? Și mai cu seamă, în viața copiilor Lui, a celor credincioși, este suferința și o binecuvântare? La întrebarea aceasta, Sfântul Apostol Pavel ne dă în această zi trei răspunsuri specifice, amintindu-ne că da, suferința este și o binecuvântare. Să nu uităm tema de astăzi, o voi repeta mereu. Binecuvântările suferinței. De ce este suferința și o binecuvântare? În primul rând, Dumnezeu folosește suferința pentru a ne învăța să-i urmăm exemplul. Dumnezeu vrea să-l copiem, să-i urmăm exemplul. Ce face Dumnezeu? Hai să ne întrebăm când noi suferim, când trecem printr-un necaz, printr-o încercare. Ia auziți ce face Dumnezeu, versetul 4a. Ne mângâie în toate necazurile. Nu doar într-un necaz, ci în toate. De ce îți oferă Dumnezeu mângâiere la necaz când treci prin încercare, stimată soră, stimat frate? Ascultați de ce răspunsul. Ca să-i urmăm exemplu, versetul 4, partea B, ca să putem și noi mângâia pe cei ce se află în vreun necaz. Cuvântul necaz din text înseamnă, e, dacă vreți, cu referire la o persoană care este împovărată, este apăsată, este zdrobită de greutăți. Este imaginea din greacă a unui animal căzut sub povară, care pur și simplu se prăbușește sub acea greutate. Există atâția oameni astăzi sub povara propriilor falimente, sub povara propriilor fără de legi, oameni care trec prin situații uneori și greu de exprimat în cuvinte. Și aici Apostolul Pavel vine și zice, e vorba de o persoană care trece prin suferință și din cauza suferinței ajunge la capătul puterilor. Și zice Pavel, Dumnezeu îngăduie suferința ca noi să putem proceda la fel ca și El, precum El îi mângâie pe alții și ne-a mângâiat și pe noi când am suferit și noi, la rândul nostru, să fim folositori altora. Știți ce e interesant? Pavel nu vorbește doar despre propriile sale suferințe, ci Pavel vorbește și despre suferințele noastre. Și zice Pavel că nu doar pe el Dumnezeu l-a mângâiat la necaz, în suferință, ci Dumnezeu ne mângâie pe toți. Atunci când trecem prin suferință, Dumnezeu pentru toți are compasiune. Și nu doar în unele suferință, ci în toate suferințele. Știați că Dumnezeu asigură mângâiere pe măsura suferințelor? Să știți că Dumnezeu nu ne oferă mângâiere cu pipeta, ci în funcție de intensitatea și de volumul suferințelor. Pe măsura suferințelor, Dumnezeu oferă mângâiere. Și vreau să observați un detaliu important în text. Suferințele accentuate în textul nostru sunt suferințele lui Hristos, conform versetului 5, adică un credincios va avea parte de acelea suferințe prin care a trecut și Domnul vieții, Domnul Iisus Hristos. Vă readuc aminte astăzi ce fel de suferințe a îndurat Iisus? Răspunsul, tot felul de suferințe, inclusiv suferința morții. Hristos a trebuit să treacă și prin moarte. Vă readuc aminte câteva exemple din viața Mântuitorului în sensul acesta. S-a născut într-un graj, vă întreb, în condiții bune sau în condiții rele?
Bănuiesc că știți răspunsul. În condiții rele. Vă întreb, Mântuitorul nostru, Domnul Iisus Hristos, a venit în această lume într-o familie săracă sau într-o familie bogată? Într-o familie săracă. A fost oare viața lui pusă în pericol de mic bebeluș? Sau pur și simplu a venit așa într-un lux dintre acela și avea toate condițiile și nimeni nu-l deranja? Chiar de mic bebeluș, de prunc, viața lui a fost pusă în pericol în lumea aceasta. Știți că părinții lui au fost nevoiți să-l mute dintr-un loc în altul și distanța nu era mică, ca să-l ascundă pentru a fi protejat. Vă întreb, a crescut Mântuitorul într-un loc apreciat, într-o zonă bine văzută de pe glob, sau a fost crescut într-o zonă dezapreciată și disprețuită? Cum era Nazaretul? Un loc de bine apreciat? Ba din contră, cetatea Nazaret era o cetate disprețuită. Oamenii n-aveau mare apreciere pentru Nazaret. Istoria spune că și-a pierdut tatăl din tinerețe și a trebuit să îngrijească de mama lui și de frații săi. Vă întreb, a avut Domnul Iisus Hristos o casă a lui în lumea aceasta? Nu interesant, făcătorul universului, a tot ce există, el, marele Domn și Dumnezeu, n-a avut o casă a lui în lumea asta. Știți ce e interesant? La un moment dat zice Scriptura că a fost acuzat de posedare demonică și de nebunie. El, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, să fie acuzat de posedare demonică și de stare de nebunie? Apropo, într-una din zile, familia lui s-a întors, s-a ridicat împotriva lui. Ulterior a fost trădat de un apropiat al lui, din cercul intim, a ucenicilor. De asemenea, a fost respins, a fost urât, a fost combătut de ascultători, predicat cel mai mare predicator al istoriei omenirii, Fiul lui Dumnezeu venit din cer, Evanghelia, și oamenii îl combăteau și respingeau mesajul. Apoi a fost judecat de unii în fața unui tribunal nedrept, acuzat de trădare. Iar în cele din urmă a fost executat prin răstignire, cea mai cumplită moarte posibilă în vremea respectivă. Știi de ce ți-am readus aminte episoadele acestea din viața Mântuitorului? De suferințele prin care a trecut Domnul vieții, Mântuitorul nostru, fiindcă, dragul meu, oricare ar fi suferința ta, indiferent de intensitatea ei, nu există suferință prea grea, nu există necazuri prea mari, nu există presiuni prea grele pe care să nu le cunoască Iisus. Și dacă oamenii nu te înțeleg, când treci prin anumite suferințe, și dacă oamenii poate sunt suspicioși și au semne de întrebare, cel care te poate înțelege și cel care știe de ce treci, pe unde treci, este Iisus. Să-i fie binecuvântat numele. Și El, ascultă-mă, te poate mângâia în toate suferințele. Și știi de ce face Domnul vieții, Mântuitorul, lucrul acesta? Pentru ca tu și cu mine, noi doi, să devenim o mărturie pentru alții. Pentru ca și noi să-i mângâiem pe cei ce suferă din punct de vedere fizic, poate din punct de vedere emoțional, poate din punct de vedere relațional, poate din punct de vedere sentimental. Dumnezeu ne întărește pe noi când suntem în necaz, în suferință, ca și noi să putem să-i întărim pe alții. Dumnezeu ne ajută atunci pe noi, ca și noi să putem fi folositori și să-i ajutăm pe alții. Adu-ți aminte, te-a încurajat Dumnezeu când ai fost la necas, când ai avut o pierdere, când ai trecut printr-o suferință grea. Te-a încurajat Dumnezeu. Știi de ce a făcut-o? Răspunsul e simplu. Vrea să-i calci pe urme.
să-i copiez exemplu, să-i urmez modelul. De aceea îngăduie Dumnezeu suferința. De aceea suferința are și partea asta bună. Și ea și o binecuvântare. Fiindcă în suferință învățăm să călcăm pe urmele Domnului. Să-i urmăm exemplu, devenind o mărturie în sensul acesta pentru alții. Vorbim azi de binecuvântările suferinței. Dacă în primul rând Dumnezeu folosește suferința pentru a ne învăța să-i urmăm exemplu, în al doilea rând, de ce este suferința și o binecuvântare? În al doilea rând, Dumnezeu folosește suferința pentru a ne învăța dependența de El. Apostolul Pavel ne amintește aici în textul Bibliei despre un necaz care a dat peste el și peste colaboratorii de slujire când erau undeva în Asia, un necaz care a fost atât de mare încât Pavel recunoaște că a fost peste puterile lor. Așa de profund a fost necazul acesta încât zice Sfântul Apostol Pavel că pur și simplu nu mai aveau nicio speranță de viață. E o vorbă între oameni, între noi românii, că unii dintre oameni și-au văzut moartea cu cam printr-o astfel de situație a trecut Sfântul Apostol împreună cu colaboratorii lui de slujire și-au văzut moartea cu ochii. Și acum ascultați motivul încercării respective. Versetul 9, dacă se poate afișa partea B. Pentru ca să nu ne punem încrederea în noi înșine, ci în Dumnezeu care învie, are puterea aceasta, să învie morții, care era lecția pe care Sfântul Pavel, împreună cu ceilalți, cu colaboratorii lui de slujire, trebuia să o învețe în încercarea respectivă? Simplu, dar foarte adevărat, era lecția dependenței lor de Dumnezeu. Știți că cel mai bine omul învață dependența de Dumnezeu când trece prin suferință? Când se află la capătul puterilor? În urma unui necaz? Când trece omul prin sita încercărilor, cel mai bine și cel mai adesea învață lecția dependenței de Dumnezeu? Mi-aduc aminte, vă dau niște exemple din propria viață. Trecuseră câțiva ani de când ne-am căsătorit și ne doream ca familie un copil. Și ne rugam lui Dumnezeu pentru lucrul acesta și așteptam momentul să primim vestea aceasta că soția e însărcinată și la un moment dat, după câțiva ani de la nuntă, am primit această veste, eram bucuroși, eram emoționați. Trecuse două luni și ceva de la sarcină și așteptam ziua în care să aflăm curioși ce va fi, băiețel sau fetiță. Și la două luni și trei săptămâni, într-o noapte, după miezul nopții, era destul de târziu, pe soție a cuprins-o niște dureri teribile. A fost nevoită să meargă la spital și întâmplarea a făcut că a pierdut sarcină. Și am zis, Doamne, de ce? Nu ne-am rugat noi în direcția aceasta? N-am așteptat câțiva ani? Dar Dumnezeu mi-a zis, știi că alții au așteptat mult mai mult? Știi că altora le-a fost și mai greu? N-am înțeles atunci. Ulterior, trecând zilele, lunile, anii, am ajuns la convingerea că Dumnezeu a vrut să ne învețe această lecție a dependenței de El. Un alt exemplu prin care ne-a învățat Dumnezeu dependența de El era mijlocul lunii ianuarie 2022. Eram cu familia plecați în zona Hațegului, localitatea Nălați, undeva aproape de Hațeg, la niște prieteni. Într-una din zile cu familia aceasta
Înainte de a fi și la el la biserică, am fost la munte, acolo, în zonă. În timp ce am coborât de la munte, era cod roșu de ninsori. Și în localitatea de lângă Nălaț, localitatea Reia, fără să știu că pe jos era gheață și a nins peste gheața respectivă, la o viteză de aproximativ 60 de kilometri la oră, 50-60 de kilometri, am derapat într-o curbă, era și pantă, foarte urât. Mașina, partea din față s-a făcut praf, partea din lateral, dreapta, la fel. Am lăsat la prietenul și fratele nostru de credință mașina la service și mă gândeam, Doamne, era singura mașină ce aveam și asta de prin 2007. Și ziceam, Doamne, ce vrei Tu să ne înveți ca familie? Nu trecuse decât câteva zile și culmea, în 23 ianuarie noaptea 2022, am avut incendiu la casă. La câteva zile după întâmplarea cu accidentul de mașină. I-am mulțumit lui Dumnezeu atunci la accident, am avut o lovitură aici doar undeva la umăr. Când m-am uitat la mașină, o roată era așa, din față una era așa. Nu se spărsese doar masca din față, inclusiv și bara s-a rupt în două de la impact. Nu mai intru în detalii, trist fiind, rugându-mă lui Dumnezeu, văzând situația aceasta cu incendiu, dumneavoastră știți care ați fost și ați văzut atunci după incendiu, n-am mai putut folosi absolut nimic, lucru din casă, a rămas trei cu ainele de pe noi. Și am zis, Doamne, ce vrei Tu să ne înveți prin încercările acestea? Știți care a fost răspunsul din partea lui Dumnezeu? Cea mai frumoasă lecție, dar și necesar. Ce trebuie să înveți un credincios în această viață e dependența totală de Dumnezeu. După 20 de ani de la nuntă, 20, nu? Vă fac să zâmbiți. După 12 ani de la nuntă, lecția cea mai importantă pe care eu și soția mea am învățat-o este lecția dependenței de Dumnezeu. Și sunt doar câteva exemple, n-am intrat și în alte detalii. M-a trecut viața și ne-a trecut, cred că pe fiecare dintre noi, prin fel și fel de situații și ne-am întrebat, Doamne, de ce ai vrut atunci să suvăr? De ce ai vrut să am o pierdere, să trec printr-un necaz, să fiu la încercare? De ce? Mesajul din partea lui Dumnezeu este acesta. Am vrut să te învăț să depinzi în totalitate pe mine. Și ascultați-mă, frați și surori, prieteni și cei ce urmăriți predica pe internet. Când alegi să depinzi 100% de Dumnezeu, chiar dacă scade greu atunci, chiar dacă încercarea e profundă, Dumnezeu nu te lasă. Că-i dreaptă cântarea, nu e munte prea înalt ca să nu-l miște. Nu este problemă prea grea să nu rezolve. El, tăticuțul din ceruri, bunul și marele, dar și dreptul Dumnezeu, să-i fie binecuvântat numele. Poate cineva se întreabă de ce îngăduie Dumnezeu ca slujitorii Lui să fie încercați, să aibă și ei parte de necazuri, de suferință. De ce a îngăduit Dumnezeu ca cel mai mare apostol, cel mai renumit Sfântul Pavel, să aibă și el parte de încercări? Să treacă și el prin necazuri atât de grele încât să-și vadă moartea cu ochii. Observați cum îl numește Sfântul Pavel pe Dumnezeu, în versetul 9, Dumnezeul care învie morții. Aici este secretul, aici este răspunsul, suferința îl învață pe om că este neputincios pentru a se mântui singur. Omul nu și este autosuficient, el are nevoie de ajutorul lui Dumnezeu în încercările vieții, încercări în care zilnic omul trebuie să facă ceva, să se încreadă în cine? În Dumnezeu.
Să nu te bizuiești pe tine la încercare. Să nu te încrezi prea tare în ceea ce știi și poți să faci, ci să depinzi în totalitate de Dumnezeu. Asta e lecția ce Dumnezeu ne învață în astfel de momente și pe care vrea să o dezvoltăm și să o consolidăm în viața noastră. Lecția dependenței de El. De ce permite Dumnezeu suferința? Vorbim astăzi despre rolul suferinței, despre binecuvântările suferinței din viața credinciosului. Este suferința folositoare? Există o parte bună, frumoasă în suferință? Răspunsul este da. Știți de ce Dumnezeu mai permite suferința? Nu știu, microfonul ăsta cred că nu-i făcut pentru urechile mele. Vă mulțumim Domnului că avem condiții, avem tehnică, folosim ceea ce avem și dăm slavă. Să nu uitați, predic de suferință. De ce suferința este și o binecuvântare în al treilea rând? Auziți ceva foarte interesant și ne va prinde bine, fiindcă suntem implicați ca biserică în lucrarea asta de rugăciune, de lunea și nu numai. Dumnezeu folosește suferința în al treilea rând pentru a ne învăța să simțim unii cu alții în rugăciune. O parte importantă a părtășiei creștine este rugăciunea unii pentru alții. Și Dumnezeu îngăduie să trecem prin încercări, unele dintre ele grele, tocmai pentru ca biserica poporului Dumnezeu să învețe această lecție, lecția de a ne ruga unii pentru alții. Vi s-a întâmplat vreodată să fiți atât de greu încercați, încât în încercare, la necaz, la suferință, pur și simplu nici să nu știți să vă rugați? Sau pur și simplu nici să... Nu-i vorba de chef, e vorba de putere. Nici să n-aveți puterea de a vă mai ruga? Știți că au fost persoane ce mi-au mărturisit lucrul acesta și, în sincer cu dumneavoastră, am avut și eu momente de felul acesta când m-am plecat pe genunchi să mă rog acasă. Nu știu dacă am avut putere o jumate de minut, un minut să mă rog. Și atunci e important să știm că avem frați care se roagă pentru noi, că avem surori care stau în mijlocire, care se roagă. Pavel ne spune că rugăciunile credincioșilor ne ajută în astfel de momente. El spune foarte clar că a fost ajutat prin rugăciunile celorlalți când s-a aflat la necaz. Și auziți, rugăciunea, zice Sfântul Pavel, îl determină pe Dumnezeu să intervină pentru noi, pentru a ne izbăvi din rugăciune. Să știți că funcționează rugăciunea pentru alții. Rugăciunea aceasta de mijlocire, când te rogi pentru alții, Dumnezeu te aude și Dumnezeu intervine și își face lucrarea. Ascultați ce frumos sublinea Sfântul Pavel acest adevăr. Versetul 11 spunea el: voi înși vă ne veți ajuta cu rugăciunile voastre pentru ca binefacerea făcută nouă prin rugăciunile multora să fie pentru mulți un prilej de mulțumire lui Dumnezeu pentru... Observați, rugăciunea pentru alții este un ajutor. Rugăciunea pentru alții este o binefacere. Rugăciunea pentru alții este un prilej de mulțumiri aduse lui Dumnezeu. De ce? Când te rogi pentru altcineva, Dumnezeu intervine, își face lucrarea, își proslăvește numele și ceilalți aduc mulțumiri lui Dumnezeu. Dragul meu, când te rogi pentru altcineva, dă-mi voie să spun, nu te ruga mecanic.
Nu te ruga pur și simplu doar ca să mai faci o rugăciune în plus. Doar ca să mai fie o rugăciune la număr, ca o rutină. Nu te ruga în sensul acesta când te rogi pentru alții. Când mă rog pentru alții, să punem suflet în rugăciune. Știți de ce? Dumnezeu lucrează atunci. Vreau să privești rugăciunea aceasta pentru alții ca un ajutor, ca o binefacere pentru semeni, ca o oportunitate ce Dumnezeu ți-o oferă să faci un bine altcuiva. Pavel a fost sincer și a zis, aceste rugăciuni ne ajută, sunt folositoare. Știți ce spunea Sfântul Iacov, apostolul, în capitolul 5 din epistola sa, versetul 16, rugați-vă unii pentru alții, ca să fiți. E importantă ungerea cu un de lemn, ce ziceți? Dar știți că accentul în pasajul acesta nu e pe ungerea cu un de lemn? N-am predicat niciodată, dar l-am studiat. Și dați-mi voi să vă spun, e importantă ungerea cu un de lemn, dar accentul în pasajul acesta din Iacov e pe puterea rugăciunii. De 4 ori în textul biblic se repetă cuvântul rugăciune, o singură dată, ungere cu un de lemn. Eu pot să ung ca slujitor al lui Dumnezeu pe oricine cu ungere cu un de lemn. Dacă ungerea aceea nu e însoțită de puterea rugăciunii, n-are niciun efect. Și sigur, când e rugăciune cu putere, acolo trebuie să fie stare de neprionire și credință autentică în Dumnezeu. Eram cu fratele Vasile Laza într-o după-amiază de sâmbătă, undeva fratele Vasile lucra ceva și stăteam de vorbă și în timpul acela așa s-a întâmplat că am avut o discuție telefonică cu fratele păstor Gligor Hada de la Hunedoara, din Biserica Pentecostală Golgota, și printre altele, fratele Gligor ne-a mărturisit o lucrare ce s-a petrecut în viața lui când avea vârsta de 15 ani. Povestea fratele Gligor Hada, fratele nostru păstor, că a avut o infecție la una din mâini, până la cot, foarte urâtă, și a început să-i puroieze mâna, să-i se facă puroi. Într-una din zile, mama sa i-a zis, dragul meu, n-ai vrea să luăm legătura cu fratele Dionisie Borca, de la Ighel, e vorba de unul din bunicii mei care era responsabil de biserică la noi la Ighel și în împrejurim. Fratele Grigor locuia pe atunci ca și tânăr copil în localitatea Țelna, era peste deal, localitatea vecină cu localitatea noastră. Și ce n-ai vrea să-l chemăm pe fratele Dionisie să facă o rugăciune și să-ți facă ungerea cu un de lemn, că îi se vine, ți se foarte urât mâna, zicea fratele Grigor, aveam dureri groaznice. Și l-a zis la 15 ani, da, cum să nu, îți de acord. Cheamă-l pe fratele Dionisie să vină să se roage pentru mine. Și mărturisea fratele Grigor, a mers bunicul meu în vizită la ei, au stat de vorbă împreună și au procedat la lucrarea aceasta de ungere cu un de lemn și s-a rugat pentru el. Și îmi spunea frate Iosif, în timpul rugăciunii, în timp ce s-a făcut rugăciunea aceasta, a pușcat puroiul și pe o parte și pe cealaltă, a mâinii. Și în scurt timp mâna s-a vindecat. Și au trecut de atunci 70 de ani. La ora aceasta, fratele Grigor are 84 de ani. Are ambele mâini întregi. Este sănătos și bine. Și îi dă slavă lui Dumnezeu. Că există putere
în rugăciunea făcută unii pentru alții. Când ne vom ruga cu pasiune, cu credință, cu stăruință pentru semenii noștri, rezultatele nu vor întârzia să apară și atunci vom fi convinși că rugăciunea de mijlocire funcționează, este benefică și de mare ajutor altora. Iată care sunt binecuvântările suferinței. În suferință, în primul rând, Dumnezeu ne învață să-i urmăm exemplu. În suferință, în al doilea rând, Dumnezeu ne învață dependența de El. Și tot în suferință, în al treilea rând, Dumnezeu ne învață să ne rugăm unii pentru alții, să simțim cu semenii noștri în rugăciune. Poți să-i spui Domnului azi în rugăciunea ta: îți mulțumesc, Doamne, pentru suferințele prin care m-ai trecut. Poți să-i spui în rugăciune Domnului astăzi: îți mulțumesc că în suferință m-ai învățat să mă asemen cu Tine, m-ai învățat să-ți copiez exemplu, să depind în totalitate de Tine. Doamne, în suferință m-ai învățat că trebuie și eu să fac ceea ce ai făcut pentru mine, să calc pe urmele Tale fiind un sprijin pentru semenii mei. Poți să-i spui lui Dumnezeu că în suferință El te-a învățat să nu depinzi de medicamente, să nu depinzi de doctor, să nu depinzi de banii altora, ci să ajungi să depinzi de El, care este marele Dumnezeu și suveran. Spune-i Domnule astăzi în rugăciune: Doamne, îți mulțumesc că în suferință am văzut pe cine am aproape. În suferință am văzut care sunt adevărații mijlocitori, cei care se roagă pentru mine. Poți să-i spui Domnului: Doamne, îți mulțumesc că mai avem în biserica locală astfel de suflete care au pasiunea asta de a mijloci pentru alții. Și Tu, Doamne, când se roagă ei, asculți rugăciunea și faci minuni. Și ca o aplicație practică a mesajului de astăzi, suntem chemați să ne rugăm și pentru o soră de-a noastră de credință care în zilele anterioare a fost internată la spital în urma unei stări, am înțeles, de paralizie. Este vorba de sora Florica, mama fratelui Florin și a fratelui Cosmin Cacuci. Dumnezeu să-i dea biruință. Noi punem în aplicare ce am învățat în această zi. E acolo în suferință, învață dependența de Dumnezeu, învață să-i copieze exemplu. Iar noi astăzi aici în adunare învățăm să simțim cu frații noștri care se află la necaz, în suferință, ne rugăm lui Dumnezeu și Dumnezeu lucrează. Care putere! Și în partea de final să-i mulțumim din toată inima lui Dumnezeu pentru că ne vorbește, pentru că e Tatăl nostru, Dumnezeul îndurărilor și a tuturor mângâierilor și care se îngrijește de noi întotdeauna. Să stăm ridicați și să ne rugăm.